tratează, da? Să lucrăm tapatul doar pe interior. Adică pe pieptenul, pur și simplu, să nu pătrundă firul de păr până partea asta, să ciuclească părul până aici, da? Pentru că asta este partea de păr care va veni pe deasupra și va îmbrăca coafura noastră. Și atunci trebuie să vină foarte finisată, da? Nu trebuie să ni se vadă ciufluitul ăla pe dedesubt. Și tragem numai aici un pic pe interior, prima parte. Pieptenăm și tragem un pic pe interior, da? De la distanță fixativul, niciodată de aproape, să nu dăm păr. Și lucrăm iarăși pe zone. Acum pot să tapez mai pătruns. Vedeți că eu tapez cu pieptenul de tuns, pentru că este un pieptăn solid, destul de bun, da? Și îmi tapează exact cât doresc eu. Tapați bine, bine, bine la rădăcină. Acum, pentru că am distanța asta aici, care am tapat-o, ce v-am învățat la tătărită? Unde tapăm? Între ele. Între ele? Să facem balans. În mijloc. Și uita să fie destul de lată și nu foarte groasă, dar nici foarte subțire. Tapatul să fie solid și bun. Țineți foarte bine de șuviță când o tapați, cu încredere, să nu vă fugă șuvița de păr în mână. Bun. E de ajuns atât pentru creația care vreau să o fac azi. Dacă părul este foarte moale și nu stă la tapat, ori creponăm să dăm mai mult volum la rădăcină, ori dacă nu este nevoie de creponat, pentru că păr avem destul, dar este moale, punem pudră pe rădăcină, da? Pudra aceea de tal, specială pentru volum. Și atunci părul va sta mult mai solid. Deci după ce am tapat, cu pudra specială, picurăm pe rădăcină. Ce face pudra? Usucă rădăcina și o face mai solidă, să-mi stea mai bine. Acum cu perea de finisat, întotdeauna desfaceți tapatul de jos în sus, da? Și-l așezăm. Îl desfacem și-l unim. Și-l așezăm. Uite așa. Margine să fie pieptănate, pieptenul să putească pe deasupra. Și așezăm tapatul. Pieptănăm. Finisăm, fără să apăsăm pe tapat. Vreau și eu un pieptăn cu codiță. Capul drept, te rog, și mai dreapta în spate. Așa. Este ok? Da. Ușor capul a plecat. Da, este. Ne uităm în oglindă. Dacă e nevoie, băgăm pieptul. Niciodată nu dăm cu fixativ până lucrarea nu este gata. Până nu suntem siguri că ne place și de o parte și de alta. Fixativul se dă la final.
Vreau și eu elasticul cu agrafa. Nu trebuie să fie gros. Dă-te bani. Întotdeauna coada se prinde de jos în sus, cu mâna. Da? Ca să pot să o ridic cât doresc eu. Da? Și după ce am strâns, cu palma este cel mai bine să întindem fixativul, pentru că căldura palmei îmi va da un luciu la partea acului de păr. Am pus una de sub, prind și ridic, da? Prind elasticul peste agrafă. O să vii și cu camera mai aproape să se vadă. Sănătate. Și din jumătate. Vreau grafe mai mari. Nu, încă mi-a zis fac eu măsură. Fac o bază din păr. O să prind agraful în mix, să fiu sigură că-mi ține. Buretele. Capul ușor pe față, te rog. Spre față. Între spate, așa. O să închisez buretele. Și am nevoie de ace. O să fixez foarte bine buretele. Ca să fiu sigură că rezistă coafura. Și chiar o să mă ajut de agrafele care le-am pe dedesubt să înfig un pic în ele, să am stabilitate. Șuviță și vreau tot așa ace. Îmi fixez părul.
să încerc să îmbrac atât cât mă ajută părul. Buretele. Dar cu vârful unghiei fixez și mă duc atât cât îmi permite părul. Cât mai ciupulit. Mai scot, mai dau cu fixativ, mai de succes. Și încerc să încarc toate golurile. În capăt un tip pe dreapă, pe dedesubt, că nu se vadă. Sunt atentă să încarc toate golurile. Răsucesc, scot păr. Iar trag, vorbeam piept, spate. E foarte important ca această coaptură să avem o cantitate de păr destul de rezonabilă.
betonul care l-am oprit într-o parte, luăm și lucrăm și pe acesta. Și încercăm să-l tragem spre spate cu mult volum, tot prin răsucit. Da? Pentru că avem o coafură voluminoasă. Tot așa ce aici, pe partea asta. O coafură voluminoasă și naturală. Să-mi închid aici, în gol. Să-l fac mai strâns de atât, pentru că șuvița din lateral fiind destul de subțire, o să mă folosesc de ea să-mi încarc primul gol.